90 de apeluri pentru intervenția de urgență a salvamontiștilor au fost înregistrate în doar 24 de ore, conform datelor transmise duminică dimineață de Salvamont România. Majoritatea apelurilor au fost înregistrate în județele Bihor și Brașov. 105 persoane au fost salvate, dintre care peste 40 au fost transportate la spital. Cele mai multe evenimente le registrăm pe pârtile de practicare a sporturilor de alunecare, pârtile deschiși, cele de săniuși. Este evident, oamenii caută să profite cât mai mult de ziua de mers la munte, încearcă să facă cât mai multe coborâri, mulți dintre ei nu au pregătirea necesară, nu-și reglează corect echipamentul și nu-și adaptează stilul de a schia de la zonele cu zăpadă moale la cele înghețate, care în prima parte a zilei se întâlnesc frecvent pe pârtile de schi. Credem că mai multă atenție și mai multă responsabilitate în practicarea acestor activități ar putea reduce substanțial numărul de accidente pe munte. Dispecerul Național Salvamont a primit și circa 50 de apeluri de la persoane care solicitau sfaturi și informații despre diverse trasee turistice din zona montană și domeniile schiabile.